Săptămâna dinaintea învierii Domnului este una extrem de importantă în viața credincioșilor și este perioada în care rânduielile bisericești se îmbină cu cele populare. Conform tradiției, în Săptămâna Mare, curțile sunt măturate, gardurile sunt reparate, iar casele trebuie să strălucească de curățenie, pentru că ele te blesteamă dacă paștile le prind necurățate. În luna Săptămânii Mari se scoate totul la aerisit și se văruiesc casele. Până miercuri, inclusiv, sunt permise muncile în câmp. În Joia Mare se prăznuiesc morții, femeile ducând la biserică prescuri, colaci, vin, miere de albine și fructe, pentru a fi sfințite și împărțite. În Joia Mare se prepară Pasca și cozonacii. Ultima vineri din Postul Mare, Vinerea Patimilor sau Vinerea Mare, este ziua în care credincioșii țin post negru. Tot în această săptămână, oamenii sunt așteptați la biserică, la denii și la sfintele taine de spovedanie și împărtășanie. Trăim astăzi ultimile zile ale Mântuitorului pe pământ. Așadar, în fiecare zi din această săptămână a patimilor, ne aducem aminte câte ceva din ultimile zile ale Mântuitorului. De aceea, de luni până miercuri, aflăm înțelesul eschatologic al Paștelui. Joia este ultima cină a Mântuitorului împreună cu trădarea lui de către Iuda. Vinerea avem răstignirea și punerea mormânt a Mântuitorului. Iar sâmbătă avem învierea, sâmbătă noapte, spre duminică avem învierea Mântuitorului. Iată, acestea sunt înțelesurile pe care trebuie să le vedem în această săptămână a patimilor. În fiecare seară, începând de duminică, au început aceste rânduieli cunoscute în popor drept denii. Deniile sunt utrenii ale zilelor următoare. În fiecare slujbă de denie avem un mesaj clar, duhovnicesc, adânc, despre semnificația acelei zile, cum am spus mai la început.